E parcă un sezon al filmelor românești de succes, să fie sunt toate. Să ne bucurăm de ele, să ne bucurăm că uite că filmul românesc a readus publicul în cinematografe. Bravo lor, bravo tuturor celor care au făcut filmele de până acum. Bravo lor, Team Building, Mirciulică, Taximetriști, Romina, bravo lor pentru că au readus publicul. Bineînțeles că la un moment dat fiecare poate să aleagă cum îl face și de ce îl face. Eu am ales să fie un film pentru toată familia, să fie de la copilul de 8 ani până la copilul de 118 ani. Mărturisesc că nu am văzut filmul, vreau să-l văd, dar pentru cei care nu l-au văzut, v-aș întreba cum l-ați clasifica, să zic. E o comedie, e un film romantic. Eu cred că toată lumea se poate regăsi, fie că este copil, fie că e tânăr, fie că este mai în vârstă, fie că e bărbat, fie că e femeie, fie că e corporatist, fie că e un simplu om, se regăsește în acest film. E despre toți. Are și comedie, are și comedie romantică, are și film de acțiune, adică am momente în care cred că pot să spun că sunt Tom Cruise și Bruce Willis la un loc, am și momente când sunt Brad Pitt. Cred că e un film în care toți se pot regăsi la un moment dat. Și eu chiar vreau să-mi răspundă lumea la sfârșit dacă Ramon e un simplu om sau un supereroe. Ca fiind ziua de azi, un om bun, cred că e calitatea cea mai de preț a unui supereroe. Vă simțiți mai bine într-un rol, să zic, cum e acesta, și romantic, sau într-un rol de comedie, sau care, ce vă vine mai bine așa în zilele astea, să zic? Mă simt bine în orice rol care bucură lumea. Că de fapt asta, mai ales după vremurile astea teribile, pandemie, războiul care e atât de aproape de noi. Trebuie să ne bucurăm un pic și de viață, să ne reamintim că viața e frumoasă și trebuie trăită. Nu de Paști, nu de Crăciun, ci trebuie trăită în fiecare zi. Vreau să mă bucur de acest film, să bucure cât mai multă lume, pentru că depinde foarte mult de cât succes va avea la public, ca să ne putem gândi la un al doilea. Dar până atunci vreau să mă bucur. Iar planul de viitor după acest turneu este să dorm 4 zile. Perfect, vă mulțumesc mult. Eu vă mulțumesc.